primul rând felicit echipa adversă pentru încrederea care a avut-o ca să ducă meciul până la sfârșit și să reușească să revină în meci după ce noi am început un pic ezitant, dar am pus după aia stăpânire pe joc și n-am reușit la sfârșit de joc să facem totul posibil ca să ducem cele 3 puncte acasă cu noi. Mai sperați la play-off? Nu, dar nici n-am sperat la play-off, pentru că e diferența foarte mare între noi și următorii. Adică noi și relații și primii din fața noastră, scuze. Astăzi, dacă obțineți 3 puncte, poate minunile se mai... Din păcate, pățim același lucru. Pe sfârșit de joc, cedăm. Și nu înțeleg de ce, pentru că avem jucători cu experiență care în momentele cheie ar trebui să ne dea un pic de claritate în joc și tocmai asta nu se întâmplă. Ce a făcut totuși diferența? Diferența a făcut motivația echipei adverse și felicit pe Liviu cu ocazia asta. Motivația echipei adverse, mai ales pe sfârșit de joc, și au reușit să reintre în joc și să câștige meciul pe sfârșit de joc. Arbitrajul a reușit să enerveze ambele tabere. Arbitrajul, de obicei eu nu comentez arbitrajul, dar dacă tot continuați așa, pentru mine e același lucru. Noi trebuie să încercăm, antrenorii, să ne vedem de echipele noastre și să încercăm să nu punem presiune pe antrenori, pe arbitri, pentru că punând presiune o să greșească atât de o parte cât și de cealaltă. Dar nu e frustrant când... E foarte frustrant, dar din păcate decizia nu o luăm noi antrenorii. Decizia o iau ăia de la federație și ar trebui să urmărească evoluțiile arbitrilor atât în meciurile noastre și a tuturor. Care credeți totuși că sunt echipele care se vor bate la partea superioară, la primele 6 sau... La pozițiile de cupe europene. Deci câte merg? 5? Da? 4, nu mai există cupa Challenge, nu? Dacă nu este cupa Challenge, dar nu avem decât un loc cu Champions și s-a unit cupa cupelor. După părerea mea, inclusiv Târgu Jiu au o șansă foarte mare să ajungă acolo, în cupele europene. Depinde totul numai de ei și dacă vor reuși să joace cum au jucat ultimele minute contra noastră, vor reuși să facă o figură frumoasă și cred că se vor reuși să joace într-o cupă europeană. Și încă o dată felicit echipa adversă. Mulțumesc. Și eu mulțumesc frumos. Altceva mai doriți? Mulțumesc. Liviu, lasă în continuare. Și fie.